Spiritele s-au încins din nou și în Atena, care a devenit scena unor confruntări violente între sindicaliști și forțele de ordine. Înarmați cu pietre și sticle, protestatarii și-au vărsat toată supărarea pe oamenii legii, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Confruntările au izbucnit în timpul unui protest de amploare organizat pe străzile Atenei. Manifestanții au ieșit în stradă după ce au decretat zi de grevă generală. Situația a scăpat de sub control în momentul în care protestatarii s-au îndreptat către sediul Parlamentului, iar polițiștii au încercat să-i oprească.